Bun găsit, să fie o zi magică cu stele norocoase, 8 decembrie. Vă extrag un mesaj care sper să vă răspundă unei întrebări, care sper să vă clarifice într-o anumită situație, să vă dea o direcție, să vă dea ghidare, să vă dea o confirmare, un răspuns. Puteți să vă puneți chiar o întrebare sau să vă gândiți la o situație pentru care să primiți un mesaj, să primiți puțină ghidare, clarificare. Și aceasta este cartea Peru. Chakra sacrală a Pământului Mamă este situată în Peru. Această lamelă este impregnată de misticism, de reînnoire și de iubire. Fă loc copilului tău interior pentru a te bucura de oportunitățile care ți apar. Eziți să modifici un aspect al vieții tale. Acționează acum. A venit timpul să trezești ființa dumnezeiască și să întâmpini cu bucurie reînnoirea în viața ta. Vă puteți căuta o imagine cu Peru, să vă conectați așa un pic cu imaginea de acolo, cum o am și eu aici în card. Și cumva să nu uitați să vă reînnoiți cu iubire și cu bucurie. Și să faceți loc copilului interior pentru a se bucura de oportunitățile care apar. Nu ezita să modifici un aspect al vieții tale. Dacă până acum ai tot așteptat, ai tot așteptat, acționează acum. A venit timpul să trezești ființa dumnezeiască și să întâmpini cu bucurie reînnoirea în viața ta. Foarte frumos. În Peru și eu îmi doresc să ajung. Dacă ați fost în Peru, puteți să scrieți în mesaje, în comentarii. Sau dacă aveți de gând să ajungeți în Peru, cu atât mai bine, poate manifestăm așa împreună și cine știe cât de repede ajungem. Nu mi-am făcut un plan să plec mâine în Peru, dar este acolo pe lista mea și din ce mi s-a întâmplat până în acest moment al vieții mele, cel puțin din punct de vedere călătorii, vă pot spune că aproape cam orice mi-am pus în cap să ajung într-un loc anume s-a cam întâmplat. Am răbdare, nu mă grăbesc nicăieri, sunt semn de pământ. Cu siguranță că va veni și Peru la momentul la care eu voi fi pregătită să-l cuprind să cuprind acea energie care, așa cum spunea, cardul reprezintă chakra sacrală. Ne întoarcem la atmosfera astrală a zilei. Și aș spune cumva să aveți un pic atenție cu emoțiile voastre, să aveți un pic atenție cu gândurile voastre și nu uitați să aveți răbdare. Luăm fiecare semn zodiacal în parte, ascendent și zodie, la nivel general atmosfera astrală, dar înainte de acest lucru de a puncta pentru fiecare ce e mai important astăzi, 8 decembrie, vreau să vă spun să apăsați like și subscribe și să intrați pe site-ul meu andreadincă.ro pentru a afla mai multe despre astrograme, despre proiectele pe care le am, despre mine, despre ce fac eu și cum vă pot ajuta. Am ajutat unele persoane să se cunoască, te pot ajuta și pe tine dacă simți, dacă sufletul tău vibrează la ce spun eu și cum sunt eu. Până la urmă, energia mea îți transmite ceva, nu ezita, fără teamă, dă-ți voie să te descoperi, să te pui pe calea ta cu ajutorul meu, cu ajutorul ghidării pe care pot să-ți oferi prin acest instrument magic și anume astrologia. Berbec. Berbecii duc multă energie pe relație. Astăzi sunteți așa un pic între ciocan și nicovală în relații. Vreți să împăcați pe toată lumea, tot focusul este acolo. Nu uitați și ce vă doriți voi, pentru că voi vă concentrați pe ceilalți, dar uitați despre nevoile voastre. Taur. Taurii au la locul de muncă destul de multă agitație și sunt niște subiecte inconfortabile în discuții, în ședințe, în mail-uri. Aveți senzația că sunteți atacați, nu e neapărat o senzație, în multe dintre cazuri chiar așa va fi. Gemeni. Gemenii au parte de oportunități prin care să crească, să evolueze, să se reorganizeze. Este o energie destul de intensă și a spune cumva că în această zi veți avea niște clarificări care să vă ajute pe termen lung. Rac. Racii sunt conștiincioși, se țin de plan, muncesc, nu ezitați nicio secundă. Cu ce plan ați plecat de acasă, vă țineți planul, aveți ambiție și voință. Un pic atenție în dragoste, aici sunteți un pic poate geloși, posesivi sau partenerii sunt geloși, posesivi. Leu. Nativii Leu au astăzi niște împrejurări un pic sau
circumstanțe neașteptate, deosebite, pe la locul de muncă, nici pe acasă nu sunt toate cum voiați voi, deci aveți un pic mai multă grijă. Parcă universul vă blochează, nu dorește să mergeți într-o direcție. Dacă se întâmplă asta, înseamnă că e cu un scop. Doamne, fie voia ta sau dragă universule, dacă tot îmi pui bloc, 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 blocaj, 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 hai să am puțină răbdare, e foarte important locul acesta. Fecioară. Fecioarele sunt conștiente de puterea pe care o au și o vor folosi într-un mod mult mai clar și cu o direcție fixă. Când știi ce faci și pentru ce faci, lucrurile se așează diferit. Mai multă relaxare în relații și pe zona de planuri. Balanță. Balanța pare să fie ușor epuizată. Foarte multe îngrijorări, foarte multe gânduri ar putea să vă blocheze și ar putea cumva să vă ducă într-o zonă care să nu vă fie neapărat cea mai prietenoasă. Lăsați deoparte fricile, emoțiile, gândurile și trecutul. Nu vă ajută deloc trecutul. Scorpion. Scorpionii trăiesc momente intense. Este o energie foarte puternică. Nu vă duceți către excese și încercați cumva să nu vă jucați fără manipulare, fără dorința de a dobândi putere cu orice preț. Lăsați deoparte jocurile ale altora, ale voastre. Săgetător. Săgetătorii au energie. Această putere pe care o aveți și energie pe care o aveți vă ajută să evoluați, vă ajută să bunătățiți anumite aspecte în viața voastră, asistați la tot felul de discuții, în urma cărora învățați multe. Capricorn. Capricornii sunt un pic dezamăgiți astăzi, poate că dezamăgirea vine pe zona profesională. Ați avut niște așteptări, ați avut o credință în cineva sau poate pur și simplu ați dat all-in pe ceva sau pe cineva, pe un proiect, pe o persoană. Și acolo ați fost trădați, dezamăgiți. În ritmul vostru vă reveniți, fiți perseverenți și munciți în continuare, o să vină șanse mai bune. Vărsător. Vărsătorii vor trasa o linie între ei și ceilalți. Este foarte important să puneți limite sănătoase, granițe sănătoase și să abordați relațiile într-un mod diferit. Adică când e de distracție, de distracție, când e de muncă, e de muncă. Pești. Peștii au teste de răbdare, au teste de răbdare, au teste de speranță. Aceste teste de răbdare și speranță necesită cumva un calm interior extraordinar. Așadar, astăzi ar fi bine să fiți în calm și să urmăriți evenimentele, să urmăriți cursul evenimentelor și ce aduc ele sau ce se ascunde în spatele unor situații, pentru că mereu este un dar nevăzut. Să vă fie de folos și ziua să fie magică!